Ashwagandha, 11 beneficii pentru creier, tiroide și mușchi. Bozare și precauția Ashwagandha, aca somniferadunal, este o plantă adaptogenă, populară în medicina ayurvedică. A fost folosită de peste 2500 de ani. Este de fapt cea mai frecvent utilizată și cercetată plantă adaptogenă. Aswagandha este apreciată pentru proprietățile sale de modulare tiroidiană, neuroprotectoare, anti antidepresive și antiinflamatoare, care sunt doar câteva dintre numeroasele sale beneficii. În India, este cunoscută sub numele de forța armosarului, deoarece în mod tradițional a fost folosit pentru a întări sistemul imunitar după boală. De asemenea, a fost denumit ginseng indian datorită capacității sale de a spori rezistența și de a acționa ca și calmant natural al stresului, iar acestea nu sunt singurele beneficii. De fapt, capacitatea plantei de a lucra ca agent de protecție împotriva stresului este ceea ce o face atât de populară. La fel ca toate ierburile adaptogene, ajută organismul să mențină homeostazia, chiar și în momentele de stres emoțional sau fizic dar numeroasele beneficii a nu se opresc aici. Această plantă puternică a arătat rezultate incredibile pentru scăderea nivelului de cortizol și echilibrarea hormonilor tiroidieni. În plus, a fost utilizată pentru tulburări de dispoziție și pentru prevenirea bolilor degenerative, deoarece pare să ajute și în aceste condiții. Ce este swagandha? Planta swagandha este cunoscută din punct de vedere botanic ca rădăcina Withania somnifera. Este un membru al familiei Solanaceae. Rădăcina Aswagandha mai este numită în mod obișnuit ginseng indian, cireș de iarnă și rădăcina somniferă. Rădăcina și frunzele plantei Aswagandha sunt utilizate cel mai frecvent pentru proprietățile lor medicinale, iar prezența witanolidelor, un grup de lactone steroidiene, contribuie la beneficiile sănătății plantei. Aceste withanolide includ withaferina, witanolide și withanone. Înțelesul literal al cuvântului ashwagandha este miros de cal, deoarece se spune că rădăcinile proaspete ale ierbii miros ca un cal. După cum spune povestea, se crede că atunci când o consumi, poți dezvolta și puterea și vitalitatea unui cal. În latină, numele speciei somnifera poate fi tradus ca inducător de somn. Au existat peste 200 de studii privind beneficiile ashwagandha, concluzionând că această plantă îmbunătățește funcția tiroidiană tratează oboseala suprarenală, reduce anxietatea și depresia, reduce stresul, crește rezistența, previne și ajută la tratarea cancerului, reduce degenerarea celulelor creierului, stabilizează zahărul din sânge, reduce colesterolul, crește imunitatea. Ashwagandha este o plantă importantă în medicina ayurvedică, deoarece servește multor scopuri și aduce beneficii mai multor sistemele corpului, inclusiv sistemul imunitar, neurologic, endocrin și de reproducere. Ca parte a acestui sistem vechi de 5000 de ani, planta Ashwagandha este utilizată ca remediu natural pentru ameliorarea mai multor condiții de sănătate și pentru a ajuta corpul să rămână în echilibru. Beneficii și utilizări 1 îmbunătățește funcția tiroidiană subactivă. Unul dintre cele mai incredibile aspecte ale plantelor adaptogene este că acestea ajută persoanele cu probleme tiroidiene. Pentru milioanele de oameni care se luptă cu problemele tiroidiene, dintre care mulți nici măcar nu știu, poate servi drept soluția pe care au așteptat-o. Într-un studiu pilot din 2017 publicat în Journal of Alternative and Complementary Medicine, au fost evaluate beneficiile aswagandha pentru pacienții cu hipotiroidism subclinic. Cei 50 de participanți au fost diagnosticați cu tulburare tiroidiană, dar nu au prezentat simptome evidente ale deficitului tiroidian. În timpul unei perioade de 8 săptămâni, grupul de tratament a primit zilnic 600 de miligrame de extract de rădăcină de ashwagandha, iar grupul de control a primit amidon ca placebo. Cercetătorii au descoperit că extractul a îmbunătățit semnificativ nivelul hormonului stimulator al tiroidei și al tiroxinei în comparație cu placebo. S-a ajuns la concluzia că planta poate fi benefică pentru normalizarea nivelului tiroidian la pacienții cu hipotiroidism. Un alt studiu publicat în Journal of Ayurvedic and Integrative Medicine a mai descoperit că ashwagandha are proprietăți de îmbunătățire a tiroidei. În studiu, pacienții cu tulburare bipolară au folosit planta pentru a îmbunătăți funcția cognitivă pentru o perioadă de 8 săptămâni. Testele de laborator au constatat că unii dintre acești pacienți au prezentat creștere ale T4 în timpul perioadei de tratament, deși acesta nu a fost scopul inițial al studiului. Cercetările sugerează că, din moment ce Ashwagandha crește funcția tiroidiană, este posibil să nu fie potrivit pentru persoanele cu tiroide hiperactivă, cum ar fi cele cu bala graves. 2. Ameliorează oboseala suprarenală. Cercetările arată că Ashwagandha poate fi utilă în susținerea funcției suprarenale și în depășirea oboselii suprarenale. Suprarenalele dumneavoastră sunt glande endocrine care sunt responsabile pentru eliberarea hormonilor, în special cortizol și adrenalină, ca răspuns la stres. Dacă suprarenalele sunt supra-solicitate din cauza unei doze mari de stres emoțional, fizic sau mental, acest lucru poate duce la o afecțiune denumită oboseală suprarenală. Când suprarenalele se ecuizează, acest lucru poate perturba și alți hormoni din corp, inclusiv progesteronul, care poate provoca infertilitate și niveluri mai scăzute de dia, un hormon legat de longevitate și menținerea unui corp puternic. 3. Combate stresul și anxietatea. Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale plantei Ashwagandha este capacitatea sa de a lucra ca remediu natural pentru anxietate. Într-un studiu din 2009 publicat în Plosone, Ashwagandha s-a dovedit a fi comparabilă cu medicamentele obișnuite, lorazepam și imipramină, fără efect adverse. În studiul controlat pe 12 săptămâni, 75 de participanți cu anxietate au fost împărțiți în două grupuri, unul care a primit îngrijire naturistă și altul care a primit intervenție standardizată de psihoterapie. Grupul de îngrijire naturistă a primit consiliere dietetică, tehnici de relaxare cu ajutorul respirației profunde, un complex de mult vitamine standard și 300 de miligrame de ashwagandha de două ori pe zi. Grupul de intervenție pentru psihoterapie a primit psihoterapie, tehnici de relaxare cu ajutorul respirației profunde și pastile placebo de două ori pe zi când nivelurile de anxietate au fost măsurate după perioada de 12 săptămâni, grupul care a primit așa Gandh, a avut scoruri de anxietate care au scăzut cu 55%, iar scorurile grupului de psihoterapie au scăzut cu 30% la sută diferențe semnificative între cele două grupuri s-au găsit, de asemenea, în sănătatea mentală, concentrarea, funcționarea socială, vitalitatea, oboseala și calitatea generală a vieții, grupul Ashwagandha, prezentând beneficii clinice mai mari. În plus față de aceste descoperiri pozitive, cercetătorii au indicat că nu s-au produs efecte adverse grave în niciunul dintre grupuri. Un beneficiu major a Gandha este că reacțiile adverse sunt minime la administrarea acestuia. În schimb, medicamentele antidepresive și anti pot provoca somnolență, insomnie, pierderea dorinței sexuale și creșterea poftei de mâncare, printre alte efecte negative. 4. Combate depresia de aswagandha nu beneficiază doar persoanele care se confruntă cu anxietate și stresul cronic, poate fi utilă și pentru persoanele care prezintă semne de depresie. Planta îmbunătățește rezistența la stres și studiile arată că îmbunătățește astfel calitatea vieții autoevaluată. 5 echilibrează nivelurile de zahăr din sânge Ashwagandha, a fost evaluată pentru efectele sale antidiabetice, care sunt posibile datorită prezenței compușilor fenolici, inclusiv flavonoizi. Cercetările arată că flavonoidele posedă activități hipoglicemiante, iar un studiu care a implicat rozătoare a concluzionat că atât extractele de rădăcină de ashwagandha, cât și extractele de frunze, au ajutat la atingerea nivelului normal de zahăr din sânge la șobolanii diabetici. 6. Ajută la combaterea cancerului Cercetările sugerează că ashwagandha are efecte antitumorale promițătoare, poate ajuta la reducerea creșterii celulelor tumorale și poate acționa pentru a preveni creșterea celulelor canceroase. S-a demonstrat că extractul inhibă proliferarea celulelor canceroase, în special celulele cancerului de sân, plămâni, stomac și colon, care se numără printre principalele tipuri de cancer din lume. Se crede că Gandha ajută la prevenirea creșterii celulelor canceroase, în principal datorită abilităților sale de stimulare a imunității și antioxidante. 7. Reduce degenerarea celulelor cerebrale și îmbunătățește memoria stresul emoțional, fizic și chimic, poate avea efecte dăunătoare asupra creierului și sistemului nervos. Cercetării recente arată că Ashwagandha este mai mult decât un calmant al stresului, protejează creierul de degenerarea celulară, care poate duce la boli neurodegenerative, precum Alzheimer și Parkinson. Unul dintre principalele motive pentru care este atât de eficient în vindecarea creierului este că acesta conține antioxidanți puternici care distrug radicalii liberi, ce cauzează îmbătrânirea. Withafrina și Withanolide D sunt cele două Withanolide principale din Ashwagandha care sunt utilizate pentru îmbunătățirea funcției cognitive. Un studiu pilot din 2017 publicat în Journal of Dietary Supplements a arătat că Ashwagandha a îmbunătățit în mod eficient atât memoria imediată, cât și cea generală, la persoanele cu insuficiență cognitivă ușoară. Planta a fost, de asemenea, capabilă să îmbunătățească atenția, viteza de procesare a informațiilor și abilitățile mentale. Studiul a implicat 50 de adulți care au primit 300 de miligrame de extract de rădăcină de Ashwagandha pentru o perioadă de 8 săptămâni. Cercetătorii au ajuns la concluzia că tratamentul cu Ashwagandha a fost capabil să stimuleze memoria și alte abilități cognitive. 8 Sporește funcția imună deoarece așa Gandha funcționează ca un adaptogen care poate reduce hormonii de stres ai corpului, vă poate ajuta să vă stimulați sistemul imunitar și să reduceți inflamația din corp. Cercetările pe animale și de laborator arată că poate îmbunătăți funcția imunitară prin creșterea producției de imunoglobulină. De asemenea, este capabilă să promoveze un mediu antiinflamator prin suprimarea citochinelor proinflamatorii. 9. Crește rezistența studiile arată că Gandha poate spori rezistența în timpul activității fizice. Datorită efectelor pozitive asupra creierului și a capacității sale de a reduce hormonii stresului, ajută la îmbunătățirea concentrării, motivației și rezistenței în studiile efectuate. 10. Ajută la creșterea forței musculare Poate că un beneficiu surprinzător al plantei de Gandha este capacitatea sa de a crește masa și forța musculară. Din acest motiv, ar putea fi un instrument util pentru persoanele care se angajează în antrenamente de rezistență și alte forme de exerciții care pot fi obositoare pentru mușchi. Studiile clinice, care studiază durerea articulară generală și durerea articulară legată de artrita reumatoidă, au găsit rezultate extrem de pozitive, iar planta calmează durerea și nu provoacă efecte secundare documentate. 11 ajută la îmbunătățirea funcției sexuale și a fertilității în medicina ayurvedică, ashwagandha a fost folosită ca afrodiziat natural care ajută la îmbunătățirea disfuncției sexuale. Este utilizată pentru a crește nivelul de testosteron și pentru a îmbunătăți fertilitatea masculină, dar și feminină. Nutriție potrivit cercetărilor publicate în International Journal of Home Science, 1000 de miligrame de pulbere de rădăcină de ashwagandha deshidratată conține. 2,5 calorii 0,04 grame de proteine 0,032 grame fibră 0,05 grame glucide 0,03 mg de fier 0,02 mg de calciu 0,08 micrograme caroten 0,06 mg vitamina C și conține multe elemente benefice, inclusiv flavonoide și antioxidanți, cum ar fi catalaza, superoxidul dismutaza și glutationul, care este cunoscut ca mama tuturor antioxidanților. De asemenea, conține acaloizi, aminoacizi, inclusiv triptofan, neurotransmițători, steroli, tanini, lignani și triterpene. Acești compuși valoroși permit activitățile farmacologice ale plantei și sunt responsabili de numeroasele beneficii. Tipuri, utilizarea și dozare suplimentele Ashwagandha sunt disponibile pe scară largă online și în magazinele de alimente naturiste. Mai multe informații și remedii despre oboseala suprarenală puteți citi în acest articol. Ce este oboseala suprarenală și cum o putem depăși în mod natural? Mai multe informații și remedii despre oboseala suprarenală puteți citi în acest articol. Ce este oboseala suprarenală și cum o putem depăși în mod natural? Vă întrebați cum să luați așa gandha? Cea mai populară forma plantei este extractul de rădăcină, dar sunt disponibile și extracte de frunze. Puteți găsi extractele sub formă de capsule și pulbere. Rădăcina și chiar frunzele sunt adesea folosite pentru a face ceai de ashwagandha. Când achiziționați suplimente ashwagandha, asigurați-vă că sunt standardizate pentru consumul uman. Conținutul de uitanolidă ar trebui să varieze de la 1 la 10%, dar nu toate suplimentele sunt etichetate cu aceste informații. Achiziționarea unui supliment de înaltă calitate produs în standardele corespunzătoare este cel mai bun mod de a vă garanta că obțineți un produs bogat în uitanolide. Cu cât conținutul de uitanolide este mai mare, cu atât efectele suplimentului sunt mai puternice. Desigur, așa o organică este de preferat decât cea neorganică. Recomandarea generală începe cu 300 până la 500 mg pe zi, cu o în intervalul de la 5 la 10%. Măriți încep doza de Ashwagandha urmărind potențialele efecte adverse. Multe suplimente recomandă între 1000 și 1500 de miligrame pe zi la doză completă. Diferite surse susțin că doza optimă de Ashwagandha de luat poate fi de până la 6000 de miligrame în fiecare zi este inteligent să faceți acest lucru sub îndrumarea medicului dumneavoastră naturist sau a furnizorului de servicii medicale, iar doza de ashwagandha depinde de motivul pentru care o luați. Un studiu publicat în Journal of din integrative medicina a constatat că, sub formă de extract în capsule, cu doze crescută treptat de la 750 mg pe zi la 1250 mg pe zi, așoaganha a fost bine tolerată și sigură în ceea ce privește funcția organelor biochimice și testele hematologice a fost capabilă să îmbunătățească calitatea somnului, să scadă nivelul colesterolului și să promoveze și forța musculară. S-ar putea să descoperiți că ashwagandha nu are mirosul cel mai atrăgător, dar dacă alegeți să-l utilizați sub formă de pulbere, îl puteți amesteca cu alte alimente sau băuturi pentru a o face mai plăcută și pentru a crea un tonic vindecător. Consumul de ceai așa gandha este un mod popular de a consuma planta și puteți adăuga puțină miere organică pentru a îmbunătăți aroma. Este posibil să dureze două săptămâni sau mai mult pentru a observa primele beneficii, deci fix consecvenți. Este nevoie de ceva timp pentru a inversa deteriorarea stresului cronic și creșterea nivelului de cortizol. Riscuri, efecte secundare și interacțiunea șoagandha este alcătuită din lactone steroidiene sau withanolide, inclusiv withanolidea, withaferina și withanone. Aceste structuri sunt unice pentru această plantă. Au efecte medicinale diferite și sunt responsabile de multe beneficii. Unele părți ale plantei conțin mai mulți compuși decât alții, așa că atunci când alegeți un extract de Ashwagandha, ar trebui să acordați atenție de unde provine. Extractele de frunze conțin de obicei niveluri mai ridicate de a decât extractele de rădăcină. Atunci când este luată în doze adecvate pentru uz terapeutic, a fost considerată sigură pentru consumul uman. Unele reacții adverse posibile ale gandha includ stomat deranjat, vărsături și diaree. Dacă observați oricare dintre aceste reacții adverse, încetați să luați planta imediat. Nu trebuie utilizată niciodată de femeile însărcinate sau care alăptează. Există unele dovezi că ar putea induce avorturile spontane și nu există informații disponibile despre siguranță cu privire la alăptare în timp ce luați planta. Persoanele care utilizează medicamente pentru diabet, medicamente pentru tensiune arterială, medicamente care suprimă sistemul imunitar, sedative sau medicamente pentru probleme tiroidiene, nu trebuie să utilizeze ashwagandha decât dacă s-au consultat mai întâi cu medicul lor. Cei cu hipertiroidism pot observa o creștere suplimentară a funcției tiroidiene atunci când iau planta și ar trebui să o facă numai sub supravegherea controlată a unui medic, dacă este cazul. Deoarece planta funcționează și pentru a modifica aceste condiții, pot exista interacțiuni adverse. Este posibil ca Sfagandha să crească simptomele bolilor autoimune, cum ar fi scleroza multiplă, lupusul și artrita reumatoidă. Dacă urmează să aveți o intervenție chirurgicală care necesită anestezie, ar trebui să încetați să luați Sfagandha cu cel puțin două săptămâni înainte, în cazul în care planta vă încetinește sistemul nervos central. Cât de mult aswagandha este sigură? Deși nu există o doză oficială recomandată de aswagandha, mulți recomandă să luați în jur de 300500 de miligrame pe zi și să vă îndreptați până la aproximativ 1001500 de miligrame pe zi. Deși multe surse recomandă administrarea unor doze de până la 6000 de mg pe zi, cel mai bine este să respectați o doză moderată, cu excepția cazului în care vă aflați sub îndrumarea unui medic de încredere. Pentru beneficiile sale, vă recomand să vă consultați cu medicul specialist și dacă acesta vă dă undă verde, puteți începe să utilizați rădăcina. Multă sănătate. Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați și distribuiți.